Da. În final s-a terminat și această competiție. Da, după ce în urmă cu 3 săptămâni ne întâlnim la Balul Bobrocilor, iată că ne ținem de cuvânt și continuăm manifestările organizate în cadrul Universității Alma Mater și încheiem astăzi ediția 1 a Cupei Alma Mater la Mini Fotbal, unde am avut invitați 6 echipe de la liceele din Media și Vopșa Mică și 6 echipe din rândul studenților Alma Mater, câte două din fiecare an.